Примени тот амфикальзима суна форте мулталум, мешан треба че свакс плечи ден цара салну. Я консидер дин пункт вдере секуритеции ла части этапы ной треба сфинкан, лиништиц. Ну вед мотиви ка Молдова сфини импликата ин че се întâmplă в Украине. А тот тим, кът пестрем статуту де цара неутра, кът ну адмитим ка при Молдова сфи ливрате екипаменте милитари армамент către Украина, prin aeroportul nostru, eu cred că Moldova nu va fi implicată. Deci, din punctul ăsta de vedere, vreau să-i liniștesc pe cetățeni. Am văzut că guvernul și prim-ministru și doamna președinte spune că suntem o țară neutră și trebuie să rămânem în continuare. Dacă rămâne așa, atunci cred că nu-i cazul să părăsească țara și să caute undeva în Europa să plece la rude. Sunt unele probleme și vor fi unele probleme legate de domeniul social și economic, pentru că din punct de vedere economic noi vom avea probleme, pentru că a doilea partener economic este Federația Rusă și exporturile către Federația Rusă vor fi mai dificile pentru că trebuie să tranziteze Ucraina, atât și importurile vor fi mai dificile. Și dacă băncile rusești vor fi deconectate de la SWIFT, despre ce se vorbește în ultimul timp, vor fi mai dificile tranzacțiile. Și aceasta este o problemă și trebuie să se gândească Guvernul și Banca Națională cum să intervină. Eu am propus câteva soluții, deja le-am publicat. De aceea, din punct de vedere securității, cred că va fi totul bine, economic, social vor fi probleme și trebuie să se ocupe guvernul de acest lucru.